Haela Rădulescu a șocat din nou. De data asta șocul a fost dublu, cu apariție transparentă la un eveniment de fițe. Vedeta nu s-a sfiat să stea aproape de Dani Oțil și să intre în jocul lui, asta în fața camerelor de filmat. Nu degeaba îi se spune Diva de la Monaco. Mihaela Rădulescu a poposit în țară și a reușit din prima să dea peste cap toată suflarea masculină. Îmbrăcată cu o geacă din piele neagră și o fustiță tip clasă, mulată pe trupul bine sculptat, vedeta a lăsat la vedere lenjeria intimă. Așa Mihaela a atras toate privirile, în special pe cea lui Dani Oțil, care nu a scăpat-o din ochi. Vă mulțumesc! Și abia se lansau atunci. Care este secretul frumuseții dumneavoastră? Imediat povestesc. Toți au gustat gluma, iar Mihaela s-a lăsat prinsă cu plăcere în joc. El cred că știe. Eu cred că el este secretul frumuseții tale. Mă, e posibil să aibă și el câte ceva de contribuit. Uitați-vă la el, sunteți de acord? Nu este secretul frumuseții Mihaela Rădulescu sau nu? De vreo 6 ani, cred că are și el o contribuție. Așa, mai aflat ceva. Chiar dacă s-a speculat că relația dintre Mihaela și Dani s-ar fi destrămat din cauza distanței, cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată. Au zâmbit și s-au sorbit din priviri, așa ca doi adolescenți la început de relație.